Astăzi, 23 aprilie, Forțele Terestre Române sărbătoresc 161 de ani de la înființare. Batalionul 21 de protecție a forței din baza militară Kandahar dorește să transmită cele mai calde urări de bine și sănătate și putere de muncă în aceste momente de grea încercare tuturor camarazilor din Forțele Terestre Române. Dorim să vă asigurăm de faptul că așa cum și dumneavoastră vă faceți datoria acum în țară, și noi dislocați în teatrele de operații vom face tot ce ne stă în putință, astfel încât să completăm pagine glorioase de istorie pe care strămoșii noștri le-au clădit în acești 161 de ani. 21st Mountain Battalion Black Vipers provides critical force protection, guardian angel, escort missions, entry control point security and patrolling and security for the ground defense area, securing more than 9,500 soldiers, sailors, airmen, marine, and civilians from NATO member countries. I just want to take this opportunity to say thank you to the entire Romanian National Contingent deployed here to train Advisor Assist Command South in southern Afghanistan. It is truly an honor to work alongside you, and we are grateful for Romania's continued contribution to the Resolute Support Mission here in southern Afghanistan. To all the Romanian land forces, I wish you Happy Land Forces Day! La mulți ani! Sărbătoresc pentru a treia oară Ziua Forțelor Terestre în teatrele de operații, a doua oară în Afganistan, prima dată în teatrul de operații din Irak. Pe această cale doresc să le transmit colegilor mei de aici din Kandahar un sincer la mulți ani și îndeplinirea misiunilor la un standard profesional foarte ridicat. Totodată, colegilor noștri din țară le doresc să execute misiunile cu profesionalism și dedicație acum în aceste momente grele. Vă mulțumesc! La mulți ani! Happy birthday and congratulations on the occasion of the Romanian Land Forces Day from all of us serving here at the NATO Train Advisor Assist Command headquarters in Kandahar, Afghanistan. My name is Lieutenant Colonel Eric Schneider from the 1st Brigade, 10th Mountain Division, and I'm proud to be a member of the TAC South, serving Kandahar Airfield in Afghanistan, working directly with our Romanian partners, the Black Vipers. Our relationship is a strong one, and I tell you what a pleasure it is to work with the team. We also are a mountain division, and so we have a good relationship with the Black Vipers. We work together in the GDA, conducting patrols. We also work together on the ECPs, and I recognize they also do some of the Guardian Angel work. And so we just couldn't ask for better partners. Definitely want to recognize you guys on this Romanian Land Forces Day. Mulți ani! Astăzi suntem la datorie în Teatrul de Operație Afganistan. Urez la mulți ani camarazilor alături de care îmi desfășor misiunea și tuturor militarilor care se află la datorie în România. La mulți ani de ziua Forțelor Terestre Române. Sunt frontaș Macovei Bogdan și sunt ocupavă în cadrul Batalionului 21 Protecția Forței Viperinei Negre. Sunt la prima misiune în Afganistan și urez un sincer la mulți ani tuturor colegilor mei în Forțele Terestre Române. Salut! I'm Captain Dan Tidd from Australia. La mulți ani de ziua Forțelor Terestre Române. La mulți ani tuturor colegilor mei din Forțele Terestre Române. Sunt sergent Gheorghe Podosu. Mă aflu la a doua misiune în teatru de operații din Afganistan, Batalionul 21 Protecția Forței Vipelele Negre. Astăzi, 23 aprilie, este o zi specială pentru mine. În primul rând este ziua Forțelor Terestre și în al doilea rând este ziua mea onomastică. Cu această ocazie doresc să le urez colegilor mei cu care îmi desfășoară activitatea aici în misiune și camarazilor din țară care acum se află la datorie, un sincer și căduros la mulți ani. Și nu în ultimul rând, tatălui și surorii mele, la mulți ani și să ne vedem cu bine acasă.